Ia să și ne o cafea, așa bem și dimineața. Bă, afară e frumos. Ce vom face noi astăzi? Bun, bun, bun. Ia să vedem ce mai găsim pe laptop aici. Universal. Bă, la Nea Grigore, 1000 de euro, întreținut, stare impecabilă. Bă, eu zic că la 1000 de euro e pomană curată, dar nu știu cum arată tractorul în poze, arată frumos. E un Universal 650M. Ia să mergem până la Nea Grigore. O să luăm și platforma, adică hai să luăm și banii cu noi. Banii am aici. 10, 20, 30, 40, 50. Hai să luăm 60. Am luat 60 de milioane. Nu mai ușa. Vom lua pe doamna platformă care e acolo. O luăm și pe domnul Universal. La noi în fermă trebuie să mai și un tractor nou, că vreau să ne apucăm de recoltat și vreau să-l pun pe ăsta mare la arat și pe la mic cu remorcă. Hai că eu bine am vrea bine că m-am și eu uităm sunt nu? Dar nici nu s-a nici am vărmat-o. Hai să vedem ce zice Nea Grigore, dacă ne dă tractorul la 5 milioane sau... Îi dăm cu cere omul, acum n-am. Deja... Bă, nici n-am pornit bine de videoclipul ăsta, că deja am lovit tractorul, am lovit și gardul, și fântâna, și tot. Bun. Semnal stânga, semnalele și remorca. Nimic, hai să dăm Blanaus, că nu vin din țara din dreapta, m-am mutat. Omul stă în zona asta, stai și nu fără mă doar la om, că... Dă-te, mă, la o parte! Ia uite-mă! Bă, că vreau să fac și eu ceva, să... Traficul mătii, e trafic. O, Nea Grigore? Da, cine? Sunt eu, bre, un vecin de-al matale, stau uite mai încolo, pe strada aia mai încolo, lângă pădure. A, da, te știu, da. Am văzut că ai tracturașul ăsta la vânzare. Da, nepoate. Cu cât îl dai? 1000 de euro, acum am pus și în anunț. În anunț. Bre, eu ți-am luat bani la mine, 1000 de euro. Poate îl cumpăr eu, dar hai să mi-l arăți mai în detaliu, cum le știi despre el. Da, și l-ai luat. De la o echipă de pe Discord. Diaval Modding se numește serverul, adică bine, nu serverul, echipa de la care l-am luat, mi l-au dat cu cât îl dau și eu, cu 1000 de euro. Nu l-am ținut mult, n-are nici măcar 2-3 ore de lucrare, adică 2-3 ore de lucrări, sau cum să zicem, habar n-am. Așa.
Văd că ai, văd că ai aici mai multe... Da, Neregor, da, băieții care ți l-au vândut de la echipa de Aval, Toba de Șapent, unde este? Au băgat la Manet sau la Fier Vechi? Că văd că nu are Toba de Șapent aici. Sau, na, mă rog, interesant. O fi vreun buc ceva de nu merge, cine știe. Bă, arată chiar bine tractorașul. Văd că este chiar schimbat, întreținut, culoarea, tot. Mi-a fost și vopsit. Interior. Interiorul clasic de Universal, made in România, UTB pe volan, scaunul de UTB. Ia să vedem. Una... 2, 4, dai, 2, 4, 6, da, 2, 4, 6 proiectoare, avarii, stânga, dreapta, da, văd că sunt. Geamul pe lateral merge, pe spate merge și ele amândouă. Văd că se și accelerează foarte bine, dar cred că o să-i facem noi cât de curând o tobă. O... Da, acum am văzut Nea Grigore, tractorul l-am cumpărat noi, să-l avem în ferma noastră. Un tractor de ăsta mai, na, mai găsești. Dar rar, i-am dat bani om, am făcut actele. Mă duc un nou tractor, dar nu știu tot, ba, ce-o fi cu ea, ba, o fi dat la fier vechi, ba, vândut la altcineva. Cine știe? Dar m-am decât cotul de la tobă. Da, mă rog, treaba lor. Nu o să lucrăm cu el, așa. Universal 650M. Noul tractor achiziționat de la Nea Grigore. Foarte înțelegător Nea Grigore. Mi-a spus de la echipa Diaval Modding, l-a cumpărat. Eu zic că la prețul pe care l-am... cu care l-am achiziționat este unul decent, 1000 de euro. Stai că am putea să dau chingile jos. Ce ziceți, băieți? Noul nostru UTB 650 era cazul, mai cumpărăm un tractor nou în fermă. Cu tobă o să vedem ce o să rezolvăm. Că vă dați seama, nu pot să lucrez pe el fără tobă, vă dați seama cum s-a durut. Momentan o să-l parcăm în garaj, în ăla din spate. Hai să trângeam pe lateral, că... Văd că are lumini, dacă plec o să-l discuit, cred că... Orbesc pe tot ciorile, care vedem... Hai să parcăm și pe doamna platformă înapoi, din aluat, pentru că nu e bună, dar poate să iau o mașină, să nu iau tractorul. Poate să iau un tractor sau o mașină pentru secare platforma. Dacă mai vine un tractoraj nou, una alta, o să cărăm cu ea. Că cu tractoarele o să facem treabă, nu o să stăm să cărăm tot.